Trăim într-o societate imperfectă care ne condiționează cu tot felul de cerințe absolutiste și ne sufocă cu modele idealizate despre cum să ne trăim viața. Standardele societății la care suntem expuși ne pot întuneca gândirea și ne pot împiedica uneori să fim liberi în gândire și comportamente. Deși societatea are multe părți bune, ne și sabotează în drumul nostru de a deveni o personalitate. În cele ce urmează, vreau să-ți ofer câteva idei despre cum poți să-ți construiești o nouă personalitate. Speranța mea este că vei găsi măcar una dintre idei interesantă și aplicabilă, iar drept consecință să-ți începi drumul reconstruirii propriului tău sine. 1. Recrează-te pe tine însuți. Pentru a te recrea pe tine însuți, este nevoie să renunți la ceea ce ai fost învățat prost. Principiul dezvoltării personale spune că trebuie să optimizezi și să îmbunătățești diferite aspecte la propria ta persoană și sunt de acord cu asta până într-o anumită măsură. În schimb, odată ce crești în înțelepciune, vei realiza că e mai mult despre a renunța, pierde și combate decât a dobândi, câștiga și optimiza. Astfel că un prim lucru la care ești nevoit să renunți este factorul social. Sau mai simplu spus, la ce ai fost învățat de către societate și care te împiedică să fii în acord cu sinele tău real. Când fac îndemnul de a deveni o personalitate, nu mă refer la a deveni neapărat cunoscut, să dobândești un statut înalt sau să te remarci în vreun fel. De fapt, aceste lucruri sunt conforme cu idealul social propus de către societate, ideal pe care vreau să-l combat. Eu unul te îndemn să conștientizezi influențele externe care îți modelează gândirea și comportamentele fără voința ta. Vreau să-ți construiești în schimb o identitate proprie, după valorile și filozofia ta de viață. 2. Societatea te împiedică. Societatea nu este rea sau greșită, ci doar imperfectă. Iar ca orice lucru imperfect, are și limitările sale. E un lucru excelent că avem legi care păstrează armonia între oameni, instituții puternice care asigură creșterea și dezvoltarea armonioasă și cultura care ne colorează existența și ne îmbucură sufletul. Personalitatea pe care ai avut-o până acum, în termeni de construcție biopsihologică, nu este neapărat și cea reală. Tu ești construit din zestrea genetică și influențele persoanelor cu care ai luat contact până în momentul prezent. Problema se pune când apar limitări, când îți dictează traseul în viață. Du-te la medicină, trebuie să faci dreptul, fă o carieră în domeniul IT, pleacă din țară ca să poți face ceva și așa mai departe. Datorită credințelor cu care am crescut, credințe venite din partea societății, suntem limitați și vulnerabili în fața unor vremuri în continuă schimbare. Spre exemplu, există convingerea acum că siguranța este principalul scop, iar acest lucru se realizează prin a sta ani de zile în școli și facultăți pentru a-ți lua un job stabil. Eu unul tind să cred că această convingere provine din cultura comunistă pe care a cunoscut-o România cu doar 30 de ani în urmă. Ideea de job stabil avea mult sens pe acele vremuri, dar în prezentul nostru, stabilitatea se traduce cu plafonare. Adevărata siguranță vine în urma asumării riscurilor, adică a încercărilor tale de a-ți continua ascensiunea profesională prin dezvoltarea abilităților inovative, care să-ți aducă prosperitate. Nu te lăsa deci păcălit. La fel cum ar spune învățătorii stoici, ai fost înzestrat cu darul rațiunii, folosește-l. De ce să-i lași pe alții să te definească când ai darul de a fi propriul creator în a-ți modela propria personalitate și a fi stăpân al existenței tale? Scrierile psihologului elvețian Carl Gustav Jung ne transmit ideea cum că destinul omului este să devină o personalitate. El se naște neputincios în prima parte a vieții, dar are datoria de a prelua ulterior controlul asupra procesului său de transformare personală și asupra propriului destin. Indiferent de ce traseu ar alege în viață, în final, omul trebuie să devină o personalitate. 3. Cum să devii o personalitate? Putem asemăna procesul de construire a propriei personalități cu un act artistic. Tu ești olarul și tot tu bulgărele de lut. Vei spune că ai prefera să te lași modelat de alții, orică e mai ușor să modelezi tu pe ceilalți și ai dreptate, dar capodopera ta finală ești tu. În esența ta, ești un artist care se creează pe sine. În acest sens, vreau să-ți ofer 3 piloni pe care să-ți întemeiezi noua personalitate. 1. Conștiința de sine. E prima componentă a procesului autocreării. Trebuie să-ți dai seama de unde provin tiparele tale de gândire, de ce ai anumite reacții în diferite situații, de ce ai anumite obișnuințe.
care îți sunt slăbiciunile și aturile și, în general, orice lucru care spune ceva despre tine. 2. Unicitate. Odată ce știi ce personalitate ai în momentul prezent, este momentul să adaugi noi elemente. Aceste elemente să fie conforme cu sinele tău ideal, adică să fie caracteristici ale unei noi personalități, dorite de către tine, dar diferite de cea din prezent. Noile elemente trebuie să aibă un caracter unic, adică să confere unicitate propriei tale persoane. Spre exemplu, Abraham Lincoln se folosea de identitatea sa de băiat de la țară, de pălăria specifică și purta și barbă. Aceste elemente l-au făcut să iasă în evidență și îi atribuiau o carismă specifică doar lui. Unde mai punem că prin discursurile sale câștiga încrederea oamenilor prin simplitatea și unicitatea sa. 3. Ceea ce valorizezi. O bună parte din identitatea noastră se sprijină pe ceea ce valorizăm, pe lista noastră de valori cardinale. Tu nu ești cine spui tu că ești, ci ceea ce faci zi de zi, iar valorile tale îți direcționează acțiunile. 4. Darul imperfecțiunii. La o primă vedere am putea spune că perfecțiunea naște admirație și apreciere din partea oamenilor, pentru că prin perfecțiune îi putem inspira pe cei din jur. În realitate, naște dezgust și invidie, precum și bănuiala faptului că o personalitate perfectă este de fapt una falsă. Ironia este că, deși cu toții ne dorim perfecțiunea, nimeni nu o tolerează când semnele ei sunt prezente într-o altă persoană decât noi înșine. Tocmai de aceea, contrar aparențelor, a arăta imperfecțiunea propriei persoane e un pas esențial în drumul recreării propriei personalități. Pentru că ești inevitabil legat de societate, trebuie să-ți arăți vulnerabilitățile din când în când. Să arăți că uneori ai și câte un defect inofensiv, să-ți recunoști și câte un viciu lipsite de gravitate, ori o plăcere vinovată. Tu continuă-ți munca de autorecreere, dar păstrează aparențele imperfecțiunii. După cum spunea și Robert Greene în cartea sa celebră, cele 48 de legi ale puterii, numai zeilor și răposaților li se iartă perfecțiunea. În concluzie, când este despre a deveni o personalitate, vorbim mai degrabă de un maraton decât de un sprint. E un proces creativ, psihologic, personal și social totodată. De fapt, însăși conceptul de dezvoltare personală a venit în acest scop, de a oferi individului oportunitatea de a se recrea pe sine. Știu că acest video a avut un caracter destul de general, deoarece când e vorba de a te recrea pe tine, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Motiv pentru care ai un video mult mai concret în colțul de sus al ecranului, în care am expus harta dezvoltării personale în doar 4 pași simpli. Ne vedem acolo! Hai să promovăm împreună educația emoțională în România. Mă poți ajuta cu un like, un subscribe și sper să mai urmărești și alte clipuri de pe acest canal. Mulțumesc pentru susținere!